În cadrul întrunirii Comisiei pentru Cultură, Educație și Tineret, reprezentanții Maramureșului, Călin Pop, Sorin Pop, Mihail Alițe și Gheorghe Paul Sanislo au dezbătut alături de reprezentanți din regiunile membre ARE subiectele și punctele comune din domeniu care ar putea constitui liniile directoare în activitatea viitoare. În viziunea adunării regiunilor europene, patrimoniul cultural constituie o parte centrală a fiecărei societăți și conferă fiecărei regiuni un înțeles și o identitate aparte. Moștenirea culturală include tradiții transmise de la o generație la alta și repere care au o semnificație istorică pentru fiecare popor. Pentru acest fapt, în cadrul galei oficiale, Consiliul Județean a primit premiul Shine Bright pentru modul în care a reușit să facă atractiv patrimoniul său cultural. Premiul a fost preluat de Mihail Alițe, șef al Biroului Relații Internaționale, care a fost felicitată pentru modul în care județul Maramureș a organizat și a pus în valoare patrimoniul său cultural în cadrul Academiei de Vară ARE 2018.